întoarce pe Chim anul trecut. După cum știți, în momentul în care am plecat de la minister, am avut săptămâna respectivă o ședință de guvern în care se stabilise comisia, trebuie să facem comisia de negociere, că trebuie să facem comisia de negociere pentru preluarea rafinăriei de la OMV Petrom. În așa fel încât cei care erau interesați de preluarea Olchim să poată achiziționa într-un pachet și această rafinerie, asta a fost strategia noastră la momentul respectiv. Numai că undeva ceva nu a mers așa cum trebuie. Fie instabilitatea politică și-a spus din nou cuvântul, fie cineva nu a dorit privatizarea Olchimului la pachet cu Arpechimul. Din păcate, s-a pierdut acel tren. În acest moment au fost reluate discuțiile, dar nu pot să spun că, cel puțin cu rafineria, se mai poate întâmpla ceva. Olchimul, fără rafinerie, ar putea avea o șansă, dar sigur trebuie găsiți acei investitori dorni să preia Olchimul fără rafinerie. Așa că acum, în loc de găsirea unui investitor care să fructifice așa cum trebuie cele două combinate, ne pregătim de concedieri și planuri de salvare, măcar a Olchimului.